actori importanți care luptă pentru combaterea violenței domestice, reprezentanții guvernului, parlamentari, ambasadori și reprezentanții unor instituții cheie s-au reunit în cadrul unei conferințe intitulate Stop violenței domestice. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Fundația Red Woman, iar ministrul Natalia Intotero susține astfel de proiecte pentru combaterea acestui flagel. Evenimentul s-a desfășurat după un format internațional care a adus la aceeași masă reprezentanții instituțiilor statului, ONG-uri, avocați și companii private, a căror activitate poate susține lupta împotriva violenței domestice. Susținătoarea acestor proiecte este și Natalia Intotero, ministru al familiei. La fiecare 12 minute o persoană este victima violenței. Tocmai de aceea mă bucur că am reușit să ne adunăm cu toții la aceeași masă. Violența, în mod deosebit violența domestică, este o temă care necesită efortul concentrat în echipă a tuturor factorilor de decizie, politici, reprezentanții ai ONG-urilor și fundațiilor. Îmi doresc ca împreună să găsim exemple de bune practici din țară și din străinătate, să ne gândim cu ce am putea contribui fiecare și ce putem face împreună în mod concret pentru a combate acest flagel. Este important să avem un dialog continuu cu reprezentanții misiunilor diplomatice în România pentru a avea un schimb de bune practici. Aș vrea ca împreună să adunăm cele mai bune idei, să construim cele mai viabile proiecte și împreună să spunem nu violenței domestice, a declarat Natalia Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Conferința s-a bucurat și de prezența ambasadoarelor din Republica Croația, Republica Elenă și Suedia în România, care au apreciat inițiativa și le-au împărtășit celor prezenți exemple de bune practici folosite de către țările lor.